Ce faceți băieți? Eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi avem un pack opening mulțumită lui Adrian pentru că suntem pe contul lui Adrian, un abonat al nostru. Ne-a pregătit niște pachete și să sperăm că îi vom face și noroc. Pe contul s-au mai făcut un pack opening în grecen, dacă nu, dacă nu greșesc. Este contul acesta cu echipa asta nebună, că nu pot să numesc altfel. Așa că hai să vedem dacă putem să-i aducem ceva în bunătățire. Deși mi-e cam greu să cred, dar noi vom încerca. De asemenea, trebuie să zic că, că trebuie să vă mulțumesc că o să le mulțumesc celor care au fost ieri pe live, pentru cine nu știa, ieri am făcut un live după foarte, foarte mult timp pe acest canal Și a fost destul de fain, zic eu, am făcut vreo două ore live-ul, am comentat și ceva echipe, am deschis și niște pachete Cred că cine a fost pe live știe mai bine despre ce vorbesc Și hai să începem pe co-opening-ul cu acest Centurions Standard Pack Este un pack slab, dar este un pack de început ca să ne acomodăm, să zic așa, cu pe co-opening-ul Și <laughs> să sperăm că nu ne acomodăm și cu jucătorii așa, slab pe care i-am prins aici În fine, hai să mergem la MLS Continuăm tot așa cu ceva Nu foarte wow Avem 93 de puncte la MLS Așa că vom deschide mai multe base Pe uri vom deschide vreo 11 Dacă nu greșesc Și cine știe, poate din 11 pachete Vine măcar un jucător cu animație Pentru că pe curile astea mi se par Cred că și mai slabe decât standardurile de mai devreme Cred că sunt pachete, dacă nu greșesc Care pe store valorează 800 de gemuri Așa că puteți să înțelegeți ideea Uite că totuși vine un 82 aici din acel pachet cel. Hai să mergem cu al treilea și nimic în continuare. Mai încolo vă promit că avem și pachete mai bune, deci nu, nu vă supărați. Uh, a trebuit să deschid aceste... sau mă rog, inițial era ideea că deschid aceste pachete ieri pe live, doar că am deschis pachete și am, mă rog, am făcut exchange mai bine zis, pe contul meu principal. Și nu uh, na, am, am zis că bă, hai că deschid mâine, adică azi practic și, mă, până acum văd că nu e, nu e foarte bine deloc. Nu e foarte bine deloc. Nu prea n-am prins mai nimica. Bușirii 84, cred că el este cel mai bun de până acum. Și are 84, încă o dată zic. Deci, nu este foarte îmbucurător. Ia să vedem. Tot nimica, un 83. Or, nu ca și cum aveam prea mare așteptat de la pecurile astea, dar dacă tot le deschid, ar fi culmea să nu-mi doresc ceva bun. Până la urmă, poate să pice un jucător de până la 97 overall, așa că, na, șansa există, teoretic. Hai, ultimele două pecuri. Primul nimica, nici măcar un 80 n-a picat, dar erau acolo Vardis cu anii, doi jucători interesanți. Ia să vedem ultimul pec, vine cu animație, nu vine nici asta cu animație. Deci cred că clar au fost niște pachete dezamăgitoare, dezastroase. Avem și la Champions League reordurile astea de la al doilea punct, să zic așa, reorduri cu un jucător între 89 și 93 și cred că vreo 1000 de gemuri și avem și un reord mai îndreptă, bine, e un reord cu gemuri după. În fine, hai să vedem ce jucător prindem, poate un 92-93, nu ar fi foarte rău, chit că nu l ajută neapărat cineva de acest rating, dar cred că este Limer. 90, Cred că da, cred că el este. Cred că avea 89 inițial și au upgrade și a făcut 90, că știu că l-a mai prins și nu a avut animație, dar acum așa au upgrade și na, e Mă rog, e slab din pec dacă ai idee. Și am intrat la Centurions unde avem la trei capitole chestii de deschis. Avem prima oară aici la Road to Growth. Avem 12 pachete, practic, de acest tip. Și cred că cu 12 pachete, da, luăm un machelele de 92. Așa că hai să deschidem pe corile. astea. Nu sunt fantastice, așa că voi deschide, le voi deschide pe toate deodată. Voi da aici, hai că am dat dacă e ceva. Deci voi da aici, ok, 10 merge maxim, deci o să luăm 10 prima oară și apoi vom mai lua încă 2, pentru că nu e cine ce înăuntru, dar poate să vină vreun mascherano ceva și cred că ăsta ar fi golul. Dar, ia să vedem, nu vine niciun mascherano din păcate. Felipe Anderson, Mulți coins, mă nu mulți coins, dar cred că multe din reward au fost cu coins, terie, foarte, foarte slab. Adică, da, cred că pachetele astea sunt mai slabe decât base pe urile alea de la, de la, MLS. sunt 80 de gemuri, 20.000 de coins. Și într-adevăr am deblocat aici mai mulți de machiere. Noi o să luăm totuși doar pe asta de 92. Restul îmi pare rău, o să le dai tu claim. Dar ia să vedem aici pe domnul Machelele cum vine frumos cu animație. Prima animație a clipului. Ei, ei, ei. CDM, așadar, Icon și Machelele. Frumos, un jucător bunicel bine. carta asta nu ne neapărat, adică carta de 94 e și mai bună. Avem și la 2 4 pe de acest tip și le vom deschide chiar acum. Poate, poate din asta vine ceva mai bun. Cine știe, un Mascherano că ar fi perfect. Asta am zis și mai devreme, dar... Ia să vedem Daily Blind și Muniain. Da, din păcate nici urmă de ceva bun. În schimb avem și reward astea care par interesante. Avem 40 de fundași între 60 și 92 overall. E drept că maximul nu e foarte mare, dar trebuie să ținem cont și de minim care este 60. Deci o să mă aștept la vreo maxim 5 jucători de peste 80. Ia să vedem dacă chiar așa este cazul. Posibil, dar nici măcar unul nu e, e cu animație. Tavernier, Samba și atât. Deci doi jucători din 40 care au peste 80 este, este incredibil. Ia să vedem la mijlocaj dacă stăm mai bine, deși aici sunt mai puțini jucători, sunt 30. Deci dacă din prima am dat 2 din 40, din 30 îmi dă 1, nu? Un singur jucător de peste 80. Ia să vedem dacă este așa sau nu. Și avem un 83. Și da, 1. Deci un singur jucător din 30 a avut uh, măcar 80 overall. Incredibile pe curile astea. Partea bună e că avem puncte aici la Fine Centurions. Aproape 2000 de puncte să dăm cu zarul și o să vă arăt cele mai interesante reward. Doar uite că luăm din prima un reward interesant cu un jucător între 88 și 97. Să sperăm că am lăsat sau că am păstrat tot norocul pentru această, pentru această hartă, pentru aceste zaruri, fiindcă până acum ați văzut că n-a picat nimic. Dar, nu, fă că, fă că ghinionul persistă. Și avem aici un reward bun iarăși, în 89-97, deci șansă mai mare la un jucător cu animație, că cei de 88 nu mai sunt. Dacă îmi dă iar 89, e clară situația, nu? Doamne, cu ce ți-am greșit eu, doamne? Deci, cred că Adrian, după clipul ăsta, cred că... Ce să, că nu mai văd pe Copering de la el în viața asta, ești nebun. Hai să vedem un 80-92 aici, hai să vedem și pe acesta că e o șansă la cineva mai decent, adică țin în cont că până acum maxim a fost 89, poate să vine ceva bun. Și este într-adevăr un Icon, un, un italian, mijlocaș central, este Pirlo, este Pirlo 90 overall și cred că este și 3 de bă la Andreea Pirlo. Acum nu știu dacă se vinde Andreea Pirlo, dar uh, un jucător interesant. Da, e vreo 2 milioane și se dă, este ok. Ei, hey, și după 4 ture mai avem un reward. În sfârșit am uh, prefăcut acest, uh, nu știu cum să-i zic, <laughs> acest milestone de 4 ture. Deci am dat 4 ture și ne-am picat pe un singur reward interesant. Adică un reward cu un jucător bun. Am picat pe noi haos de vreo 2-3 ori, dar nu avea sens să vi-l mai arăt. Și, no, nici nu știu ce să mai zic, dacă vine ceva din pe ăsta, mă miră, adică, wow, animație, wow. Ia să vedem, un belgian, Vanaken, da, Vanaken, sau, nu, no, ok, da, el este, uh, Vanaken de 92, nu știu, mă gândesc că poate mai e și al mijlocaș central belgian la event, dar cred că el este singurul. Uh, da, e ok ce pot să zic, ținând cont că minimul era 89, poate mai și picăm pe până la final, nu mă supra. Hai că mai picăm pe un interesant sau cât de cât interesant ar putea fi. poate un Milenkovic? Cine știe. Hai să vedem, el ar fi principalul din acest pachetel și este un jucător, dar... Poate să nu fie Milenkovic, dar este Milenkovic, sârbul de la Fiorentina, de 93 overall, cel mai high rated jucător de azi. Wow. Nu pot să cred, a venit încă un reward. Nu pot să cred ce se întâmplă, ce eroare s-a întâmplat. <laughs> ok, lăsăm gluma la o parte. În sfârșit, un nou jucător care poate e bun pentru că până acum pe coperingul ăsta a fost uh, mediocru, e frumos spus, e mult spus și văd că în continuare. Deci, Mă bucur că mi-l dai pe Jack ei sports. Mă bucur foarte și tare. cred că Adrian se bucură și mai tare decât mine. Da, și cam astea au fost punctele. N-am mai picat pe nimic după aceea. În fine, măcar am completat aici niște, niște milestone-uri. Vom lua pentru prima oară aceste gemuri, o mie de gemuri. Și după o să luăm reward-ul ăsta cu coins, un milion de coins. Și acum pe final, să zic așa, avem și două pachete mai interesante. Prima oară vom lua acest 94 tradeable este destul de ciudat pe ul fiindcă e foarte standard, adică doar 94 poate să spice, e foarte Cred strict. că pe Hagi mi l-aș doi cel mai mult, fiindcă e român. Nu știu, poate Joe Hart, că el are pe, pe Van Der Sar, da? Nu cred că l-ar băga pe Hart în echipă. În fine, hai să vedem. Și este vorba de Ander Herrera de la Bilbao. Nu cred că este nici cel mai bun, nici cel mai rău, nu cred că contează, dar, na, ok, Andererea. Și acum, și acum, nu e gata totul, pentru că ne-a zis să luăm și acest pachetel de 10.000 de gemuri, cu un jucător garantat între 93 și 97. Acum, gândindu-mă și uitându-mă în spate la ce am prins până acum am pe opening, uh, Cred că mai mult de Ander care în prândul de jos, nu cred că o să prindem. Acum cine știe, mi-ar plăcea să, să greșesc, mi-ar plăcea să văd un ramus, un Imar, un Van Basten, dar uh, greu, greu. Hai să ne-am dat 10.000 de gemuri, când cu atât zic Adrian mi-a zis să deschid, adică nu deschid așa de capul meu și uh, să sperăm că, că vine ceva de aici. Adrian, e pentru tine pe cost, adică mă rog, tot e pentru tine că erau pe contul tău, dar ca idee, sper să vine ceva. Hai mă, hai, deci vreau să văd un flag bun, portughez... Oh. Deci, ce am spus acum două secunde? Ce spuneam că maxim Anderera? Bă, deci, maxim Anderera. Deci, acolo ne-am oprit. Deci, nici măcar acolo, mai jos. Minimul, 93. Luis Nani. Care încă joacă fotbal, mă bucur. E un jucător, na, cu, o, cu o importanță în Portugalia, cu un jucător cunoscut la nivel mondial dar un jucător trecut de primul său pe final de carieră cu un rating mediocru, adică mediocru din acest pachet. Dacă ar fi venit dintr-un pack 88-97, aș fi fost ok, aș fi zis, bă, nu e rău, este de mijloc. Dacă minimul este 93 și tu îmi dai 93, păi nu mă mai bucur la fel de mult, ce să vezi, da... Luis Dani, una peste alta, 37 de ani, Cam asta ar fi. Da, și am mai <laughs> intrat pe un cont secundar de-al meu ca să deschidem aceste Centurions Limited Pack, fiindcă nu mi s-a părut prea slab pe Co opening. ul adică chiar nu puteam să vă las așa. Vom deschide și aceste 5 pachete, încă 10.000 de gemuri. Dacă nu vine nimica nici din aceste pachete, chiar n-am ce să fac cel mai ghinionist pe Co opening din ultima perioadă. Dar uh, am încredere, am încredere acum că am schimbat contul, putem spune că am schimbat și norocul sau cel puțin așa sper. Și Sper că ați dat și acolo un like între timp, deși clipul n-a fost așa de wow până acum. Dar, ia să vedem un olandez. No, sau cine Ai, mă, e Veghorst, bă, mă gândeam și la Vampers. pers, sau cine e Vampers? Persie, parcă e la event sau Van Basten. Ma, am zis și eu că stai că am dat lovitura. De la, de la, Hoffenheim și n-am tricol cu Hoffenheim pe mine. Dar, ou, oh, și -o, și men în același pec. Ok, ok, nu știu de unde a venit și Oshimen, și dar... Da, ok, interesant, interesant aici. Ia mă, cine era, da? Deci era Van Buster, m-am zis bine. Deci era striker olandez, era perfect, efectiv. Ce bait mi-a dat jocul, nu pot să cred. Băi, cât ghinion, mă, frate. Băi, deci... Mi s-a părut mie că bă, parcă știam că e un olandez la eventul ăsta Striker și chiar am zis, bă, din primul pec să-mi dea 97 era, bă, n cum, n efectiv n cum și chiar n-a fost să fie. Dar mai avem patru pachete, ce să vezi, în care putem uh, să ne gândim sau din care putem să ne gândim că mai vine ceva bun. Uh, nu din ăsta, nu pare că din ăsta, e un uh, Scoțian, e McGregor. Tot 92, dar nu mă încălzește foarte, foarte tare. Poate pe lângă încă ceva. Nu, nu mai avem norocul de mai devreme cu Oshimen. Pe acolo chiar a fost ok și cu Oshimen și cu, și cu Weghorst. Bine, putea să fie și mai bun dacă era Van Basten, dar hai să nu ne mai plângem. Al treilea pachet serie. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Și este un englez. Este un right back. Este Word 90, Word uh, 90, ce să mai zic mă, ce să mai zic pe lângă, absolut nimic. Am. Hai să dăm și cu al patrulea pec că nu mai, nu mai are rost pe bune. Deci și el pe live a fost la fel și acum e la fel, nu mai zic nimic. Hai să dăm un german aici, striker, de la, ok, este Podolski, 93, cred că cel mai bun de până acum din pecul ăsta de 2000 de gemuri. Da, cred că el este cel mai bun. Mă gândeam puțin așa la Terștega, adică trebuie să vă mint să zic că nu, dar... Uh, hai să zicem că ok, Podolski, hai să zicem că ok. Se vinde oare măcar? Podolski nu, nu se vinde, deși avea un preț bunicel. Iar ultimul pec, ia să vedem ce ne va aduce. Sunt foarte curios dacă ne va aduce un jucător de peste 93, nu o să vină, dar eu măcar sper. Hai să vedem. Și un olandez din nou, goalkeeper de această dată, de la Feyenoord, este că Bijlou, 91. Da, deci uh, norocul n-a fost, fost cu noi azi. N-a fost cu noi azi, am încercat, cred că ați văzut, am deschis multe pachete. Uh, dar uh, nu a fost să fie miniole de asemenea, în pec, încă un băiat de la Feyenoord. Dar uh, foarte, foarte, foarte slab ce am văzut azi. Da, păi sper că v-a plăcut clipul chiar și așa fără noroc. Îmi cer scuze, dar nu cred că, că e vina mea. Adică nici nu știu care o să-mi cer scuze, dar asta e se mai întâmplă. Unor ai ghinion, alteori ai noroc sau, bine, mai des ai ghinion decât noroc, dar mai vine și norocul din când în când. Eu am fost Cristi, iar până mâine să ne asim cu bine la un nou clip, poate ceva mai norocos.